Am vorbit în episodul trecut despre începuturile unei noi epoci ale istoriei noastre, cea cunoscută sub numele de Fanariotă. S-a convenit ca începutul domniilor Fanariote să fie stabilit pentru 1711 în Moldova, respectiv 1716 în Țara Românească, dar experimente proto-Fanariote au fost întreprinse chiar din veacul precedent. Reputați istorici români au vorbit de existența unui prefanariotism sau a unui protofanariotism sau au propus o dată mai timpurie pentru debutul fanariotismului. Se vorbește pentru perioada de după 1650 ca despre anumite manifestări considerate drept prefanariotism, adică există unii greci trimiși de la Țarigrad în țările române. Spre exemplu, e cazul celor două domnii ale lui Dumitrașcu Cantacuzino, în ultimul sfert al veacului al XVII-lea în Moldova. Dimitrie Cantemir chiar și comentează în viața lui Constantin Cantemir, viața tatălui său, faptul că văzând poarta otomană, văzând turcii că toate greutățile și multe dificultăți pe care le întâmpină li se trag de la moldovenii și muntenii trădători, au hotărât ca să nu mai numească domni din aceste țări, ci să aducă persoane direct de la Țarigrad, greci, care aveau modul de viață în capitala Imperiului Otoman, care și aveau toate legăturile acolo, erau dependenți de poartă. Au fost etichetate drept domnii protofanariote cele ale lui Dumitrașcu Cantacuzino, Antonie Ruset și Gheorghe Duca în Moldova anilor 1673-1688 și a aceluiași Gheorghe Duca în Țara Românească între anii 1673-1678. Primii fanarioți nici nu reprezintă o schimbare fundamentală față de situația anterioară. Dacă citim cronica lui Neculce, care relatează faptele de la domnia lui Strate Dabija, Eustratie Dabija, până în a doua domnia lui Constantin Mavrocordat în Moldova, deci vreme de circa 80 de ani, după 1661 până pe la 1741, observăm că nu există o linie de demarcație. El nu face o deosebire între domnii de dinainte de 1711 și cei de după această dată. De altfel, trebuie ai subliniat faptul că Nicolae Mavrocordat, primul între acești domni fanarioți, avusese chiar înaintea lui Dimitrie Cantemir în Moldova o primă domnie. Deci iată că el deja era domn și această domnie nu este domnie fanariotă, fiindcă este înainte de 1711, este din 1709 până în 1710. Au existat precedente fanariote în ultimul pătrar al veacului al XVII-lea, când poarta a numit un domn străin de încredere, fără consultarea boierimii și a instituției Mari Adunări a Țării. Soluția fanariotă a fost experimentată de poartă după 1673, când domnul moldovean Ștefan Petriceicu a defectat în timpul bătăliei de la Hotin din 11 noiembrie 1673 și a trecut de partea polonă, care a repurtat o strălucită victorie. Ștefan Petriceicu în Moldova, în timpul ostilităților pe care poarta otomană le-a avut cu puterea polonă în perioada 1672-74, a abandonat cauza turcească trecând în tabăra polonă. De fapt, acest lucru a și determinat poarta să-l numească pe Dumitrașcu Cantacuzino ca domn în țării în Moldova. Experimentată încă din ultimele decenii ale veacului al XVII-lea,
Soluția fanariotă a fost aplicată neîntrerupt pe durata secolului următor. Un exemplu des citat de istorici în acest sens îl constituie Dumitrașcu Cantacuzino. Cele două domnii ale sale în această țară, situate la distanță de un deceniu una de cealaltă, reprezintă un fel de introducere la fenomenul fanariot și pot fi considerate drept un fel de prefanariotism, așa cum istoriografia noastră a subliniat mai cu seamă în ultima perioadă. Cauzele introducerii noului regim politic au fost multiple. În imposibilitatea de a transforma țările române în pașalăcuri, ceea ce ar fi stârnit opoziția Rusiei și Imperiului Habsburgic și rezistența boierimii pământene, poarta a găsit în fanarioții instrumentul eficient spre a-și consolida controlul asupra celor două principate. Soluția fanariotă este adoptată de Imperiul Otoman ca singura formulă viabilă de dominare în continuare a țărilor române. De ce? Pentru că aici se manifestaseră elemente de independență care nu lăsau nicio îndoială. Poarta a recurs la soluția fanariotă după eșecul lui Dimitrie Cantemir la Stănilești în 1711 și după înlăturarea ultimului domn pământean, Ștefan Cantacuzino, mazilit și executat pentru că întreținea raporturi cu austriecii. Politica anti-otomană a lui Brâncoveanu în Țara Românească și a lui Dimitrie Cantemir în Moldova au determinat aplicarea soluției fanariote. Era limpede că poarta nu mai putea conta pe domnii pământeni, prea tentați să sprijine lupta de emancipare de sub dominația otomană și să colaboreze cu dușmanii porții. Atât domnia lui Dimitrie Cantemir cât și cea a lui Constantin Brâncoveanu arătaseră că românii doreau să fie independenți și atunci atașamentul lor, colaborarea lor, colaborare chiar militară, fie cu rușii, fie cu austriecii, a dat de gândit Imperiului Otoman. De altfel, tendința de nesupunere a continuat în Țara Românească și după mazilirea lui Constantin Brâncoveanu. Ștefan Cantacuzino a căutat de asemenea o alianță cu puterile europene. Avea să experimenteze poarta același lucru și în Țara Românească, nu numai cu Constantin Brâncoveanu, dar mai cu seamă cu Ștefan Cantacuzino. Bănuit și el de legături cu puterea habsburgică, fapt din care i s-a și tras moartea violentă la Constantinopol în anul 1716, împreună cu tatăl său, renumitul cărturar, stolnicul Constantin Cantacuzino. Pe lângă neîncrederea față de pământeni, situația internațională a impus porții să aplice soluția fanariotă. Reculul puterii otomane, expansiunea Imperiului Habsburgic, afirmarea Imperiului Țarist ca factor de putere în Europa răsăriteană și încercările tot mai îndrăznețe de desprindere a principatelor românești de sub dominația otomană, au determinat poarta să introducă regimul fanariot.